Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, învărsător. Etalare pentru aprilie 2021. Da. Dragii mei, cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, învărsător, mesaj de la Înger, romanță. O romanță apare în viața voastră, voi vă îndrăgostiți de cineva, cineva se îndrăgostește de voi și uite așa ce frumos ieșiți dintr-o stare de plictiseală. Eventual, pentru că la un dat când ai răbdare prea mult într-o anumită direcție în care trebuie să te transformi 17, 71, 8, răbdarea asta la un dat ne plictisește, mai ales dacă aveți planete în vărsător, vă plictisiți să aveți răbdare. Da, uite, e totuși această energie. Da. Ieșiți dintr-o relație doi într-un mod creativ. Acum că poate relația este doar cu voi, sunteți singuri și aveți pe cineva în preajmă. Unii sunteți într-o relație de familie, că este căsătorie, că sunteți acasă cu mama, cu tata, cu părinții, între familia asta din care veniți voi sau în această energie pământeană, karmică, da, că relațiile de familie sunt karmice, în general, apare acest as de băte, o nouă pasiune pentru cineva. Poate să fie și invers, evident. Poate că ei sunt căsătoriți și li se aprind călcăile după voi. Probabil, nu probabil, în mod special, dar se poate să fie și semn de pământ cu planete în semn de foc, dar în mod special semn de foc, berbec, leu, săgetător, da? Oh, ideea este că așteptați 7 de monede. E 7 înseamnă relație, da? Așteptați o creștere, o schimbare de direcție, de energie. Așteptați o creștere împărăteasă, așteptați ceva frumos, o romanță, e Venus, da? Romanța e Venus, împărăteasa vine cu romanță, da? Așteptați pe cineva special, strălucitor, cineva să vă schimbe, să vă scoată din această stare de probleme terestre. De probleme terestre, 10 și cu 7. Bani, casă, job, copii, dacă aveți, eu știu, căței, purcei, da? Așa simt. O să vedem. Văd aici și soarele. Văd, într-adevăr, zodia leului, dar văd și semn de apă, văd și multe emoții. Văd și capricorn. Asta înseamnă obsesie, da? Nu neapărat că ar fi capricornii obsedați, dar sunt mai multe semnificații, da? Văd și niște jocuri mentale, da? Vă exprimați emoțiile, vă luptați în relație, voi, ei. Este, da, de 5 de bâte și 7. Sunt niște strădanii. Strădanii ale cuiva de a vă cuceri. Cineva are multe emoții pentru voi. Ia uite, 5 de bâte. Posibil iar semn de foc, semn de foc, da? Leu, în mod special că e casa a cincea, urmat de 9 de cupe. Multe emoții și speranțe, da? Iar leu și regina de cupe, tot așa, multe emoții. Obsedant de multe emoții. Dar există și dorința de a cuceri. Că este a voastră, că e a lor. În general, cei cu planete în vărsător nu sunt atât de. Nu că n-ar simți. Nu știu, nu vreau să fac o. Nu știu cum să zic. Nu vreau să induc în eroare, dar am senzația că mai mult ei vor să cucerească. Probabil că au motive. Probabil că au motive. Rămâne de văzut cum apar cărțile. Voi știți în principiu care sunt întrebările cu care vine crucea celtică pe care o fac de obicei. Aia mi se pare cea mai logică și cea mai ordonată. Poate cândva o să fac luna asta, o să fac și altfel de etalări la alegeri pe anumite întrebări. Apropo de dragoste și de romanță, dacă vă interesează. Oricum, vi se zice să aveți răbdare. Voi ei să fiți autentici, să fiți voi înși vă, să nu vă prefaceți, da? Și totuși apar niște relații karmice. Interesant, apar niște relații karmice. Undeva în planul 2. În planul 2. Dar fiți autentici, aveți răbdare și
Cu răbdare se va materializa și această romanță, eventual, dacă o vreți. Vărsător, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în vărsător. Aprilie 2021. Și evident, când ai planete în vărsător, atragi în general opoziția, în special planete în leu. Dar patru de spade, voi aveți nevoie de ordine mentală, să vă calmați după niște dezamăgiri. Puteți să fiți voi. În sufletul vostru ați fost dezamăgiți și aveți nevoie de un pic de echilibru mental și emoțional. Provocarea este 5 de monede. Ori probabil niște probleme financiare, ori relațiile karmice prin care ați trecut, care vă cheamă la răbdare. Interesant. Sunt niște probleme. În trecutul îndepărtați soarele. Soarele, da. Cine nu are planetă în zodia vărsătorului, nu are cum să știe. Repet, atrageți planete, personaje cu planete în semn de foc. Că între voi și acest semn de foc a fost o dezamăgire, au fost niște probleme de cuplu, variază, poate au fost probleme de cuplu cu altcineva. Vedeți, o să clarific. Soarele. Soarele poate să fie și trezirea voastră către o nouă direcție. Vreți să vă înțelegeți karma. E lumina aceasta care vine din biserică, prin spiritualitate. Vreți să vă înțelegeți. Karma, să vedeți cum să face să manifestați relații mai bune, ca să nu mai fiți dezamăgiți. Pentru că ați fost dezamăgiți și posibil cu patru să fie o dezamăgire și în casă. În ultima vreme, Marea Preoteasă, niște secrete. Niște secrete. Rămâne de văzut ce fel de secrete. Frumos ar fi cu soarele și Marea Preoteasă unii dintre voi să vă preocupați pentru către creșterea voastră spirituală. Da. Poate că deranjează pe cineva când vorbesc de creștere spirituală, dar asta este necesară că suntem în secolul 21. Da? În viitor aveți regele de monede, cineva tot ține, acaparan la voi. Mare grijă pentru că vărsătorii au nevoie de libertate. În prezent aveți justiția. Posibil. Trebuie să divorțați dacă ați avut probleme în cuplu. Justiția înseamnă un divorț și atunci trebuie să vă vindecați de divorțul ăsta. Dacă nu fi justiția, poate să fie o situație legată de karma voastră. De-aia am zis, aveți nevoie să vă înțelegeți karma. De ce ați suferit, de ce ați trăit anumite relații. E o romanță. Rămâne, s-ar putea să fie din exterior să vină. Aveți patru de dor, casa. Casa. Probleme financiare, iar 4 și 5. Mai ales dacă apare divorțul. Uf! Sfatul este 7 de spade. O să văd cum aș putea să-l descriu. Exterior, moartea. O energie foarte intensă. Poate încheiați o relație cu cineva și asta vă... Pentru că văd și moartea și justiția și aceste vindecări. Încercați să vă separați de cineva. Și vine ca și influență exterioară separarea de cineva, variază. Ia uite, posibil un alt semn de aer, balanță, să fie balanță gemeni pentru unii. De ce vă este teamă? De acest vale de spade. De o tăcere, de niște discuții, sau de faptul că cineva vă spionează. O să clarific. Ce vă doriți, spânzuratul? Aveți nevoie de meditație, clar. E ciudat, dar o să vedem la clarificare de ce apare romanța și de-aia zicea, aveți răbdare și voi și cel care s-au îndrăgostit de voi trebuie să aibă răbdare, da? Pentru că în acest moment unii cu planete în vărsător au nevoie să înțeleagă, spânzuratul înțelege. Dar, repet, este o înțelegere spirituală, nu doar mentală, vă puneți în ordine gândurile, încercați să vă vindecați de niște dezamăgiri de 3 de spade. Dar aveți nevoie și de inspirație divină, nu doar de rațiunea voastră. De-aia apare probabil Marea Preoteasă în ultima vreme. Încercați să vă conectați Marea Preoteasă și amândouă sunt, reprezintă Zodia Peștilor. Încercați casa 12-a, a necunoscutului, a viselor, a rugăciunilor. Rugăciunea apare și aici. Da? Încercați să vă puneți în ordine. Mai ales dacă aveți soarele pentru voi, ar putea să fie trezirea. Chiar dacă e și zodia leului, este și trezirea în primul rând. În primul rând, pentru că nu mai vreți să experimentați dezamăgirile din trecut. Sunteți foarte... Așa arată deocamdată cărți, arată că aveți nevoie de timp ca să vă gândiți.
Ce reuși să faci? 7 de cupe. Deocamdată visați că va fi bine. Încă plângeți. Visați și plângeți la o situație din trecut. Aveți mai multe opțiuni. Ori stați în aceste regrete, ori îndrăzniți să vă îndrăgostiți. Aveți îndrăgostiți, apare romanța, dar cred că apare un pic mai spre mai, mai iunie. Deocamdată văd că nebunul este invers. Nu îndrăzniți să acționați. Pentru că treceți prin niște situații mai. Justiție, moarte, ia uite. Sfatul este să găsiți soluții strategice într-o nouă direcție, eventual. Da, deocamdată există niște lacrimi. Deocamdată plângeți. Aveți opțiuni, într-adevăr, dar am senzația că nu prea vă uitați la opțiuni. Se pare că nici nu îndrăzniți să vă apropiați de cineva așa cu tot sufletul, cu toată deschiderea, încă aveți o reținere. Încă aveți o reținere din cauza unor dezamăgiri din trecut. Ok, eu să pun îndrăgostiții la loc. Ia, la capătul setului de cărți, uite, probleme acasă, probleme cu banii, o căsnicie, relațiile cu familia, cu mama, cu tata, cu rudele. Și aici trebuie să alegeți între a spera a merge într-o nouă direcție, a manifesta ceva nou, a vă separa de ei, dar da, manifestați ceva nou, dragii mei. Cu răbdare, puteți să aveți victorie. Da, apare semn de pământ, semn de foc, într-adevăr. Dar trebuie să munciți în această relație, cineva este dispus să muncească, eventual. Ideea este ce faceți? Ce faceți? Haideți să vedem următoarea fază, da? Să clarificăm patru de spade. Clarificăm patru de spade, tot frumos. Patru? Patru de spade, asta e lumea. A apărut la cine am apărut? La, probabil că aveți planete în Capricorn, unii dintre voi, că și le-a apărut lumea. Trebuie să încheiați acest capitol, gata, ar fi bine să nu mai așteptați, v-ați chinuit foarte mult, vărsătorilor, într-o relație de suflet, într-adevăr, dar cineva se consumă pentru voi. Că o fie o nouă persoană, că este persoana veche, variază. Dar voi în acest moment, de-aia se zice și pentru cei care ascultă, nu doar pentru vărsători, aveți răbdare. Dacă voi așteptați pe cineva, aveți răbdare. Dacă cineva vă așteaptă, să aibă răbdare. Pentru că trebuie încheiate niște karme, niște capitole, niște relații. Da, aveți nevoie de vindecare, că v-ați fost răniți. Trebuie să învățați să stați în picioare. După ce ați fost epuizați, cineva v-a epuizat din trecut. Clarificăm, te rog frumos, 5 de monede. 5 de monede, provocarea. 5 de monede, provocarea. 5 de monede. 5 de monede. 5 de monede. Poate că, da, poate că plângești că cineva nu a riscat. Plângeți pe cineva de la distanță care nu a vrut să riște cu voi, de care v-ați îndrăgostit și voi și ei, și plângeți în continuare. Dintre toate opțiunile ați ales tocmai pe asta, măi? Da, hai să vedem. Următoarea, 5 de monede, 10 de cupe. Iar este o căsnicie care a început frumos și s-a terminat, să zic, căsnicie pentru unii. A început frumos, așa, cu tam-tam, cu artificii și s-a terminat în 5 de monede, în probleme, în neînțelegeri. A început ca un ideal, da, un ideal. Pentru unii că am văzut 10 de monede. Acum pentru alții. Sperați, aici este provocarea să continuați să sperați că veți avea și altfel de relații, nu doar karmice, nu doar cu probleme, veți avea cândva o relație frumoasă.
Și posibil că dacă dați șansa acestei romanțe, posibil, dintre toate opțiunile astea, să ieșiți măcar din aceste lacrimi. Unii sunteți încă supărați. Da, e un suflet pereche pe care l-ați așteptat. Sau care vă așteaptă. Semn de foc pentru unii, semn de pământ pentru alții. Cineva speră. Speră că puteți avea, e obsedat chiar, că puteți avea un început. Că sunteți suflete perechi, că va fi frumos. Speră, dar deocamdată nu comunicați, altă variantă, da? Faceți diferența. Cineva speră, da? Am văzut și Regina de Băte, da? Maria, am văzut și Regina de Băte. Dar, deocamdată nu comunicați suficient ca să vedeți dacă această speranță se poate materializa. Dar se dorește materializarea acesta. Dar, repet, cine are planete în Vărsător, pentru că e Saturn, dragii mei. Trebuie să-i înțelege. Saturn în Vărsător. Că avem Lună, că avem Venus, ca mine. Că avem alte planete, ascendent, când e Saturn pe Vărsător, vă rog, dacă are și Lună persoana, chiar nu-i mai chinuiți, aveți răbdare cu ei. Clarificăm soarele. Aveți răbdare dacă tot îi iubiți. Soarele. Soarele se consumă. Soarele se consumă. Soarele arde. Arde. De ce? Arde. Poate că cineva v-a consumat, iar variază. Soarele și, ia vedeți, Soarele și 10 de bute. Cineva arde, arde intens. Da. Vrea să schimbe energia, suferă. Sau poate că, poate că știe că voi suferiți și nu găsește soluții ca să schimbe această energie. Da. Posibil. Posibil. S-a dorit manifestare. Și totuși această manifestare nu s-a întâmplat datorită unor probleme. Ia uite, dorințe de control a unor separări, unor evenimente bruște. Clarificăm Marea Preoteasă. Marea Preoteasă în trecutul apropiat. Trecutul apropiat. Marea Preoteasă. Marea Preoteasă pentru Vărsători în trecutul apropiat. Ia uite. Da. Este o tăcere cu Marea Preoteasă și Marele și Eremitul. Este o tăcere între voi și acest personaj care va încerca să vă domine. Este o tăcere. A fost clarificată de Eremitul. Poate că și tăcerea voastră, faptul că nu vă exprimați, reprezintă și nevoia de a înțelege niște lucruri și de a vă echilibra viața. Am zis că cărțile sunt versatile și spun multe. Două, trei cărți spun foarte multe. Deci această tăcere, aparente secrete, aparente, în ghilimele, sunt nevoia cuiva de a înțelege niște lucruri, de a trece, de a își înțelege lecția, am zis, de karmă, da? Lecția spirituală. Aveți răbdare. Aveți răbdare. Călătoria nufului către suprafață este lungă. Rădăcina este lungă. Și pleacă din amol, din chinuri, din consum de energie, din dureri. Și va înflori, da, 8, se va întâmpla transformarea, dar aveți răbdare. E o lecție spirituală. Ați fost în preajma cuiva care a încercat să vă domine, în mod special acasă cu 4. Cu 4, că am văzut casă. Da? Cineva autoritar. Și aici este. E Saturn acum și aveți de înțeles lucrurile. Ia uite, regele de băte pentru unii. Dacă ați avut o poveste de dragoste cu un semn de foc, ați simțit că sunteți suflete perechi, că e o romanță, a apărut dezamăgirea, evident. Asta e în trecutul apropiat. Dezamăgirea a lor, a voastră, a uneia dintre voi. Dar că au ei acasă pe cineva care domine și trebuie să se vindece. Că aveți voi, vedeți pe unde sunteți, variază. Clarificăm, te rog, justiția în prezent. Justiția în prezent. Ce înseamnă justiția? Ia uite, 8 de monede. Încercați să munciți.
să vă echilibrați karma, să vă echilibrați viața. Apropo de 5 de monede, unii chiar vă doriți o familie fericită, vreți ceva, dar știți că nu prea aveți bani. Știți că nu prea aveți bani. Poate unii aveți probleme la locul de muncă, cu justiția și 8 de monede. Posibil. Dar, mai presus de asta, justiția este dorința voastră de a vi se face dreptate într-o privință. Vă doriți eventual ca cineva să lucreze în relația cu voi, da? E 8 aici și aveți aici iar 8. Pe de o parte vreți și voi să creșteți, da? Vreți să munciți să creșteți, da? Ca să vă echilibrați viața, justiția înseamnă echilibru. Ca să vă cumpărați ceva, să acționați și legal. Prin niște acte, vânzări, cumpărări, da? Aveți nevoie de bani. Pe de altă parte, trebuie să vă eliberați emoțional de o atitudine defensivă a cuiva, unui suflet pereche, a voastră, a lor. E un suflet pereche care v-a pus în așteptare. A fost foarte defensiv acest suflet pereche. Și trebuie să încercați să vă transformați emoțional, să vă eliberați. E o problemă mai veche. Unii nu aveți încă deschiderea către o nouă poveste de dragoste, deși ea este în preajma voastră. Mai dăm o carte, totuși. Justiția și 8 de monede. În prezent. Justiția și 8 de monede. Poate un contract la locul de muncă care vă pune să munciți mai mult. Vreți să munciți să deveniți de independență, evident, eventual. Ia uite, o situație defensivă. Sunteți defensiv pentru că aveți de muncă. Vreți să... Așa simt. Sunteți foarte concentrați în prezent pe muncă. Asta înseamnă, cu alte cuvinte, chiar dacă deranjează pe alții și așteaptă mult să răspunsul nu mai știu de care, asta înseamnă că unii vărsători într-un fel sau altă blochează accesul la sufletul lor, da? Sunt defensivi, pentru că vor să se concentreze pe transformarea karmei lor, vor să-și transforme karma. Și asta e o lucrare foarte intensă și care necesită multă răbdare. Vor să-și transforme karma și relațiile karmice, pentru că văd aici relații karmice, da? Relații karmice. Și nevoia de autenticitate, dar cum să fii autentic când nu-ți permiți resursele, da? Cine vrea să vină în viața voastră victorios, să vă atragă atenția, să vă cucerească, dar apare acest blocaj din cauza suferințelor, 10 de spade. Da? Se dorește manifestarea, dar într-adevăr, e o manifestare mai degrabă obsesivă a cuiva, în timp ce celălalt se străduie să se vindece. Dar, cum am spus de nu știu câte ori, temperanța este cea care anulează acest diavol. Deci, cu răbdare, cu rugăciune, cu creștere spirituală, puteți tempera obsesiile voastre, ale cuiva, adicțiile, da? Sunt povești grele de viață, care nu pot fi uneori exprimate doar în 4-3 cărți, da? Nici măcar într-o oră, dar atât cât se poate, această etalare și celelalte încearcă. Acum probabil vorbesc de pentru vărsători mai maturi, rămâne de văzut, poate sunt și vărsători tineri care trec prin așa ceva, variază. Hai să vedem totuși, 7 de spade, ce înseamnă? Că e destul de ciudat în poziția sfatului. 7 de spade înseamnă o strategie mentală. Trebuie să plecați de undeva cu istețime, să nu... Ia uite, 7 de spade, da. Aici este, am zis că cineva muncește să-și schimbe karma. Aici este strategii mentale, cum să vă găsiți independența.
Merge strategic eventual unii dintre voi, dacă încă sunteți în karmă, într-o relație nepotrivită, găsiți soluții istețe cum să mergeți către un personaj care vă inspiră, vă atrage atenția, cu reușite frumos, cu oarecare strălucire, oarecare suficientă strălucire, da? Dar care nu este în nicio relație, în afara coliviei. Dacă voi sunteți într-o colivie, poate de repede să fie și familia din care veniți. Găsiți variante istețe cum să mergeți către personajul care vă poate inspira. Pe de altă parte, dacă voi vreți independența, găsiți soluții istețe cum să vă găsiți independența. Dacă, dau mai multe variante, dacă voi sunteți în această postură independenți, posibil cineva să-și dorească să vină strategic într-un fel mai aproape de voi. Ia uite, apare o separare. Din cauza că a fost o separare, se încearcă această apropiere. Mai, separarea asta care a fost, va da peste cap, pentru că a fost un suflet pereche, de care voi v-ați separat. Și atunci, cum am zis de nu știu câte ori, decât să stați să așteptați sufletul pereche să vină, mai bine ne concentrăm pe creșterea noastră, pe muncă, 8 de monede și 9 de monede creștere. Da? Și cum să-ți manifesti un ideal dacă nu ai bani? Și atunci este provocarea, da? Cum să ieși din relații karmice dacă, și să-ți manifesti relațiile darmice dacă nu ai resurse? Și am mai zis, 8 înseamnă transformare practică a karmei. Eliberări, am văzut și 8 de cupe și 8 de monede, manifestări și eliberări și până atunci se blochează într-un fel sau altul accesul. E o separare de cineva. Clarificăm, te rog frumos, moartea în poziția exterior, moartea. Moartea, clarifică moartea, te rog frumos, pentru vărsător soare, luna, venus, ascendent, nodul nord, vărsător, moartea, moartea. Ce este moartea, scorpion? Poate să fie. E această transformare. Separarea de cineva va dorut și pe voi și pe ei. Ia uite. Trei de băte. Vedeți? Moartea și trei de băte. E o așteptare. Cineva la drum. Cât timp vă așteaptă, se transformă, trece prin toate. Probabil că transformarea lor e necesară ca să vă puteți manifesta împreună. Trei de bâte, berbec, leu sau săgetător. Cineva speră într-o transformare a situației. Cineva speră că, pentru că e speranță, iau de temperanță. E o obsesie. E o obsesie mentală a cuiva. A cuiva. Ia uite, îndrăgostiți, 5 de spade, cineva tot ar încerca să vă cucerească, dar trebuie să se tempereze. Trebuie să-și tempereze atracția, obsesia. Mai dăm o carte pentru influența exterioară. Ce acest trei de bute? Trei de bute. Trei de bute. Trei de bute. Trei de bute. Pentru vărsător exterior, trei de bute. Trei de bute. Trei de bute. Te rog frumos. Oh, doi de monede. Da, simte multe emoții. Dar apare un blocaj. Repet, ia uite, iar se vede. Din cauza unor dureri, probabil cineva s-a simțit manipulat sau nu s-a putut manifesta ceva din cauza unei relații karmice, suferind de unor probleme de sănătate. Și totuși, aici influența exterioară. Este cineva, într-adevăr, care are sentimente, care așteaptă. Așteaptă să alegeți voi, trebuie să aleagă și ei. Și ce să aleagă? Ori pun capăt relației, aici este, ce să aleagă? Ori pun capăt relației, ori speră. Și speranța în sine aduce transformare, iar vedeți cum
variază lucrurile. Asta e. Dar, repet, au sentimente. Chiar dacă nu se comunică prea mult. Cineva și-a blocat inima din cauza suferințelor. Din cauza că s-a simțit manipulat. Posibil să am simțit manipulat de cine? De un semn de aer? Poate. Un alt semn de aer variază. Hai să vedem valetul de spade. Cine e valetul de spade în poziția fricilor? Valetul de spade? Ia uite. Posibil să fie semn de foc. Nu comunicați cu un semn de foc. Foc sau aer. Nu comunicați, aici este poziția fricilor. Acum, cu fi frică, cu fi reținere, da? Aveți o reținere în a comunica cu acest semn de foc. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Poate din potrivă v-a blocat un semn de foc și nu comunică și asta vă deranjează, iar variază. Pentru că știu cazuri și cazuri, da? Oameni, semn de foc care insistă înspre vărsător și mai știu și semn de foc care a blocat vărsătorul, da? Aici este și nu se comunică. Aici este durerea și teama. Cât se mai stă. E teama voastră, totuși. Poate este lockdown, poate sunt niște probleme apropo de chestiuni legale care nu vă permit să manifestați ceva. O victorie. Și atunci vă concentrați pe muncă și pe transformarea voastră. Pentru mine 8 de 9 de bâte înseamnă și lockdown. Blocaje. Din cauza asta nu puteți comunica cu cineva. Ia, se dorește. Se dorește comunicarea. Foc, aer, da? 8 de spade, cavalerul de spade. 8 de bute, cavalerul de spade. Da? Se dorește comunicarea. Dar în poziția fricilor există o reținere acolo. E o problemă. Mai dăm o carte. De ce e 9 de bute? De ce e 9 de bute? Ah, scăpat-o. 9 de bute. De ce e 9 de bute? E 9 de bute. Ia uite. Cavalerul de bute. Iar apare separarea de vărsător. Eu cred că vărsătorul se vindecă. Se vindecă de o separare de un suflet pereche. Văd o dragoste profundă pentru cineva, posibil alt semn de aer, posibil, nu obligatoriu. Da? De care cineva trebuie să se vindece și separare. Și atunci dacă vine altcineva, posibil că până nu se vindecă acest personaj, e greu să se... E romantic, cavalerul de bâte e romanța asta, da? Cineva care vine și te ia pe sus și te fură și te... Uite, te ia la dans, e activ, da? Aici este teamă. N-are încredere. N-are încredere. Există un blocaj. 9 și cu 10, 10 consumă. 10 consumă. 10 apare și aici. Oricineva vine cu prea multă pasiune și deranjează, pentru că știm la vărsător așa se întâmplă. Da, e drăguță pasiunea până la un punct. Pentru că uneori semnele de foc pot să fie prea posesive. Și vărsătorii n-au nevoie de oameni posesivi. E o variantă, dau și eu sfaturi pentru că știu că am planete în vărsător. Dar este, iar cineva care încearcă romanța asta. Aveți răbdare. Aveți răbdare. Așa zice, da? Romanța, aveți răbdare și fiți autentici. Nu vă forțați. Ia, vărsător și turnul. Vindecare după o dragoste profundă față de cineva. Clarificăm. Sufăr. Nu știu de ce am oftat. Ați văzut? Ați auzit? Am oftat. Nu știu. Sufăr. Dar n-am ce să fac. Astea sunt cărțile. Sunt curioasă cu cine rezonează. Spânzuratul, te rog frumos, în poziția dorințelor. În poziția dorințelor. Spânzuratul.
Se dorește o inspirație divină să se înțeleagă lucrurile, regina de monede. Poate că unii sperați la un semn de pământ, unii. Pentru că văd, dacă aveți pe cineva cu marcaj în fecioară, se pare o strategie, dar vărsătorul trebuie să facă o strategie să meargă către fecioară. Cine are planete în fecioară, da? Și văd și aici fecioară capricorn, în fine, semn de pământ, da? Încercați să schimbați perspectiva și să faceți niște sacrificii sau așteptați pe cineva care a făcut sacrificii, o fecioară, semn de pământ, taur, capricorn, față de voi, posibil. Sunt sacrificiile lor, ale voastre, vedeți. Deci sunt niște sacrificii, o schimbare de perspectivă. Dar, în ce sens perspectivă? Eventual, vă doriți să vă apreciați mai mult unii dintre voi? Sau să manifestați echilibru financiar, că văd că unii aveți probleme financiare și munciți? Și vreți independența? Unii sunteți concentrați să vă creați ceva. E un suflet pereche cu care se dorește o împăcare după o plecare. După o plecare. Necesară. Vreți să mergeți către nou, către manifestări, către vindecări, către suflete care se înțeleg, nu care se chinuie unul lângă altul, dar nu în care se chinuie lângă altul. Vreți acele 10 de cupe, 6 de cupe? Mai dăm o carte, regina de monede. Cine e regina de monede? Ce vă doriți? Regina de monede și spânzuratul. Regina de monede. Ia uite. Valetul de bute. Vă doriți o ia uite, vă doriți romanță, vă doriți să fiți îndrăgostiți, vă doriți acest personaj de suflet care vă înțelege emoțional. Multe emoții văd aici. Vă doriți ca cineva să vină să își exprime atracția. Dar nu vreți doar atracție, așa simt, nu vreți doar atracție, vreți ceva stabil, ceva rezistent, vreți oameni care se, nu neapărat se sacrifică, se implică. Pentru că în trecut ați fost dezamăgiți. Clarificăm patru de monede. Da, uite, vreți dragoste, vreți romanță, nu zic nu. Dar cine vine, nu vine doar cu romanță, trebuie să vină și cu lucruri stabile. Și cu un pic de spiritualitate pentru cei care cresc, evident că pentru cei care nu, nu. Dar măcar stabilitate financiară. Clarificăm patru de monede, te rog frumos, în poziția viitorului, patru de monede. Pentru vărsători, patru de monede. Luna viitoare să fac mai puține clarificări. Patru de monede, vă rog frumos. Nu de alta, dar mă obosește și pe mine și nu știu cât apreciază strădanile astea de a clarifica situația. Ia uite. Patru de monede. Ah, e bine. Patru de cupe. Renunțați la lacrimi și posibil să... Da, renunțați și la suferință. Încercați să ieșiți. În privința banilor, țineți un pic mai bine la bani, sunteți precauți, într-adevăr. Încercați să ieșiți din această suferință cu inima un pic protejată. Nu vreți să mai plângeți, nici să pierdeți oportunități. Ați vrea să luați această ocazie. Ați vrea să vă îndrăgostiți. Mai dăm o carte. O carte. Ați vrea să vă îndrăgostiți? Poate. Că am văzut totuși asul de cupe. Ați vrea să vă îndrăgostiți? Mai dăm o carte pentru patru de cupe invers. E drăguț că a venit invers. Îmi place. Patru de cupe.
Măi, de ce? De ce? De ce? De ce? Hai, mai dăm o carte. Ok. Da, vreți să manifestați ceva nou, vreți să aveți victorie. Cu fi cu cineva cu marcaj, cu Marte în leu, pentru mine 6 de bâte Marte în leu, orice zodie ar fi. Vreți să manifestați victorie, vreți să cuceriți, să fiți cuceriți? Da, în viitor. Acum, viitorul poate să însemne și peste o lună și peste două, da? Pentru că vi se zice să aveți răbdare. Da, să vă eliberați. Și să mergeți către 9 de cupe, nu mai vreți să suferiți, da? Vreți să mergeți către 9, să vă bucurați de viață, să aveți un nou început, da? Să construiți ceva stabil, să creșteți spiritual, să, uite, să vă romanțeze cineva, să vă vindecați. E și Jupiter, e și Saturn. Una albă, una neagră, știți? Da, mai bine să fie și Jupiter decât să fie și Saturn. Hai, clarificăm 7 de cupe. Deci aveți opțiuni totuși. Deci, ideea este, da, e drăguț că alegeți să nu mai plângeți. Ia. Clarificăm 7 de cupe. Clarificăm 7 de cupe. Ce reușiți să faceți cu 7-lea asta de cupe? Să vedeți că aveți opțiuni, să vedeți, să sperați, să visați. Da? Și cu visul ce faceți? În fine, 7 de cupe. Clarificăm 7 de cupe pentru vărsători. Aici sunt vărsătorii. Vă vindecați, măi. Vă vindecați, sunteți mai precauți, încă nu săriți așa din lac în puț. Da. Vreți și voi, vreți într-adevăr bucurie, 3 de cupe, 9 de cupe. Da, vreți. Vă programați, eventual. Programați-vă să vă găsiți această bucurie. Deocamdată eu așa văd. Ia, de ce e nebunul invers? De ce e nebunul invers? De ce e nebunul invers? Ha? Ia uite, regele de... Încă nu riscați în direcția aceasta. Încă nu riscați. Regele de bâte, berbec, leu, săgetător. Vă temperați un pic pentru că sunteți răniți. Da. Astea sunt secretele. În secret trebuie... În secret. Nu e secret, dar... E în liniște. E în liniște. Trebuie să alegeți o nouă direcție. Da? E o nouă direcție pe care trebuie să o alegeți. Și înainte de toate, da, temperanța, aveți răbdare și voi aia care așteptați, e o reținere. E o reținere față de acest personaj, plin de pasiune, nu contează zodia, nu contează, dar e o reținere. Până se vindecă. Până se vindecă. După ce se vindecă, s-ar putea să se întoarcă nebunul invers și atunci se manifeste vindecare. Mai trăim și mai vedem. Mai facem și luna viitoare etalare și peste 2 luni de zile. Deocamdată cam asta e. Eu așa zic. Se reconstruiește, se transformă karma în această perioadă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și sper că v-ați clarificat unele întrebări. Vă pup, numai bine. Ceau, ceau!